pagina mea de Instagram, îmi cer scuze că am... am alte preocupări. El e Gabi Orban, îl știți de la Neața sau de pe online. Înțeleg că de curând pe TikTok a făcut 6.300.000 de vizualizări cu un filmuleț în care sigur nu cântă manele, că am văzut că pe TikTok ești cu manele. Este în momentul ăsta cel mai bun om din România la treaba asta. Se cheamă Bike Trial sau Trial cu bicicleta. De 3 ori a intrat în cartea recordurilor pentru diverse lucruri interesante sau chiar ciudate. Să știți că asta este mașina lui, deci e chiar treaba lui ce face și e remorcuța lui. Gabi face show-uri pentru diverse evenimente, vine de obicei la București numai cu treabă. Noi aici am amenajat ce am putut și noi în parcarea din spate, dar în general se poate desfășura pe spații mult mai largi. Gabi ar trebui să ne reprezinte afară, cu un pic de ajutor din partea susținătorilor și al sponsorilor ar putea face mai multă treabă afară, pentru că noi unii ne mândrim cu el. Un băiat foarte talentat. Ca să faci treaba asta, ca și cântatul la pian sau la vioară, trebuie să te antrenezi destul de multe ore pe zi. Și ce e cel mai trist e că atunci când vine frigul trebuie să-ți găsești de lucru undeva la scuteală, cum se zice. Nu sunt pregătit pentru ce urmează să se întâmple, așa că o să mă retrag. E mașina lui. Nu mă strâng degeaba, eu sunt, fac destul de multe lucruri cu motocicleta mea și distanțele pe care le parcurge în săritură Gabi sunt pentru mine ușor greu de explicat. De ce? Pentru că el nu are și suspensie la bicicletă. Deci tot ce face, face din picioarele, mâinile lui și din elasticitatea cauciucului de spate. Ce spuneai? Nici bicicleta nu e lipit la picior. Deci nici bicicleta nu e lipită de picior, corect. Bine zis. Bine ai venit pe la noi și cu treaba pe la București, oare? Bună dimineața, da, am venit puțin și pe la voi, dar mai am și alte treabe. Am înțeles. Cum a arătat anul ăsta pentru tine, că se cam termină anul? Da, din păcate sezonul de festivaluri s-au terminat și zilele orașelor așa mai departe. Dar anul ăsta chiar a fost foarte bine. Aproape în fiecare weekend am avut show-uri, deci sunt foarte fericit. La anul ce faci? Ieși tu pe afară, mergem la o competiție, hai să luăm niște premii. Sperăm că primarul de acasă ne-a promis că o să avem traseu, deci o să am unde o să mă antrenez. Deci probabil că anul viitor o să merg și la niște concursuri. Anul ăsta, până la urmă, a fost ținut campionatul național. Am luat loc cu 2 numai, din păcate de 2 ori. Cine te-a bătut? Sper că un puș de 15 ani sau 16 ani. 19 ani, da. Totuși e mai tânăr și are și traseu unde să se antreneze. Eu, din păcate, cum am zis, în fiecare zi antrenez în oraș, mă mai leagă și poliția, deci e altfel pentru mine. E mai greu. Îți dorim succes. Cum te găsește lumea? Înțeleg că faci și vlogging în momentul ăsta. Da, am 2 canaluri. Pe limba maghiară sunt Orban Gabi, iar pe limba română e Orban Gabi Vlogs România. Okay. Pe YouTube vă găsiți. Iată primul vlogger bilingv din România. Trebuie să se înțeleagă cu toată lumea. Să știi că le poți face direct în engleză și am scăpat de toți. M-am gândit și eu, mult, mult m-am gândit și poate că la anul o să transform canalul, nu știu, o să vedem la care am mai puțin subscriber, o să transform la engleză. M-am gândit și eu. Mulțumim, Gabi, dacă îl vedeți pe Gabi sau mașinuța asta simpatică, ce are o remorcuță super simpatică, vă rog să vă apropiați, mai ales cu ăla micu, fiindcă există, ăsta e un sport care nu este foarte periculos, nu sunt viteze mari. Sigur că încet, încet urci la înălțime și devine un pic mai periculos, dar nefiind viteze mari, eu aș fi mai liniștit cu ăla micu pe bicicletă. Și la anul, dacă aveți show-uri sau zilele orașelor, să mă chemați Urban Gabi Show. Ok, asta a fost momentul de reclamă, de publicitate. Mulțumim, Gabi. Ne vedem când ne vom vedea, probabil la festival. Legătura înapoi în platou.